protest. Da, prieteni, ăsta este modul de abordare, atitudinea. Asta e atitudinea pe care eu o fac. Au închis, da? Nu vor să deschidă, le e frică. Le e frică de Nizea, că a venit să le dea cu liocul, vedeți? Uitați-vă, prieteni. Le e frică de Nizea, că a venit să le dea cu liocul. Nu-i nimic, Marian arată. E aici cu liocul. Cu liocul, uite. Am venit să ți-i dăm de la Platon și de la Filat. Nu-i nimic. Uite aici. Da, o să-i dăm aici. Ăștia-s banii. De la Platon și de la Filat, ca să vă plătiți salariile la negru, pentru că voi vă plătiți salariile la negru, da? Astea sunt, da? Ăștia sunt. Ia-i Mariana Rața, Angela Gonța, spălați-vă pe cap cu ei, pentru că asta vă place, să vă bate joc de moldoveni, să-i manipulați. Ăștia sunt. Uitați aici, ne-am dat cu liu. De la Platon și de la Filat. Știți ăștia, nu? Că ei își plătesc la negru angajați. Și atunci să și plătească la negru. În continuare, pentru că așa e înțelegerea cu mafioții care au devalizat Republica Moldova, le dau bani de finanțare mereu. Uitați, la TV, prieteni, sunt aici, da? Și le dăm banii ca să-și plătească angajații. Că banii negri le plac. Asta îi place lui Mariana Rață. Nu facem, le dăm doar bani. Nu, vedeți cârtiuțele de la bannote, pentru că-ți veniți de la Londra banii, dacă nu știți. I-a trimis Platon și Filat, i-au trimis. Și au zis să își cereau scuze. Și asta e. Ia uitați, vor să pună pumnul în gură. Păi ăsta ne-a dat voie proprietarul clădirii. Cine proprietarul? Proprietarul clădirii ne-a dat voie. Stați liniștiți, ce n-avem voie? Nu-i televiziunea moldovenilor? A cui televiziune? A infractorilor care v-au plătit pe voi și i-ați împins și pe manifestanți? Voi poliția și v-ați bătut joc? Voi care ați venit să mă arestați pe mine fără a avea mandat? Că v-a pus Dodon? Voi care ați făcut abuz la adresa mea de la Inspectoratul Național de Investigații și v-ați bătut joc de mine? A mai erau 8 cetățeni cu Mihai Cristian cu numele. De ce ați venit la mine? Fără date de identificare, fără nimic. Că v-a dat Dodon poza și a zis luați-l. Păi unde sunteți voi, mă? Ce au oameni apărați, mă? Voi sunteți plătiți din banii moldovenilor, mă. Din banii fraierilor care muncesc. Ai înțeles? Voi de acolo sunteți plătiți, mă. Voi trebuie să-i respectați cetățeanul moldovean, mă. Nu să fiți șeful lui. Nu să-i faceți voi pe stăpânii, mă, să-i îmbrânciți pe la meeting-uri, cum făcea Placorniu cu Dodon și cu toată șleacta lui, cu Damir și cu Pânzarii, da? Voi asta trebuie să faceți. Să-i apărați, să apărați interesele cetățenilor. Nu să puneți pumnul în gură atunci când oamenii vor să spună adevărul. Ia Mariana Rață, ia aici banii. Angela Gonța, cred că ai și tu să-ți iei o poșetă de aici. Înțelegi? Și dați-i și lui Natalia partea. Că e și ea la curioare. E parte la curioare aici. Da, prieteni? Ia și tu, că îi te plătesc la negru. Când îți vine plicul, ia uite, ți-am adus bani. M-am gândit la tine. La, acasă, cum? La cine mă la tine acasă? Bă, la cine la tine acasă, mă? Domnule! Cine? I-am dat banii, mă, care ia salariul. Băi, nesimțitule, așa a fost Dodon, atitudine feudală. Care, mă, la mine? Aici e casa mea, în Moldova. Băi, nenorocitule, aici e casa mea, mă. Ce zbătări, asta e atitudine feudală. Bă, tu-mi coleam, e sincer. Băi, să nu mai zici în viața ta, asta e atitudinea în Placoniu. Noi suntem noi stăpâni în țară. Ai înțeles? Toți moldovenii. Nu sunteți voi, mă, stăpâni, mă. Placoniu și ce bătări, așa au zis. Du-te, domne, la tine în țară. Ce zici, mă? Eu sunt moldovean, bă, bunicii mei au murit pentru pământul ăsta sfânt în război. Ai înțeles? Ești un nenorocit că mi-ai jinit familia care a murit, s-a sacrificat. Străbunica mea a fost deportată 15 ani în Siberia. Să-ți fie rușine, nenorocitule. 15 ani a stat în Siberia străbunica mea. Și a suferit ca tu să-ți umpli burta la TV din banii negri al Spina și al Platon. Ca să știi, ca tu să stai liniștit, să ne înjuri pe noi, că-ți facem noi aici. Ia-ți banii cu care te plătesc. Nu da, știi, vine în brava, e? Băi, vă nimic. Nu știu, cum am văzut reșenie la uliță, Я хочу, чтобы я
Bine, bă, ce-i zic?